Anunț în atenția creștinilor din partea mănăstirii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Zloți. Iubiți frați întru Hristos Domnul, avem bucuria de a vă invita să participați duminică 13 octombrie, ora 8:30, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu cinul de proslăvire a icoanei Arătarea Maicii Domnului de la Mănăstirea Zloți. Prin decizia Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, din 25 octombrie 2023. Slujba va fi oficiată de către întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, înalt preasfințitul Mitropolit Vladimir, împreună cu soborul de preoți a Sfintei Mănăstiri. Vă așteptăm să fiți cu noi și să o slăvim în rugăciuni pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Pururea Fecioara Maria. Semnează Arhimandrit Tobie, Mănăstirea Zloți. Vă așteptăm cu drag, duminică 13 octombrie, ora 8:30, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu cinul de proslăvire a icoanei Arătarea Maicii Domnului de la Mănăstirea Zloți.